Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, după cum bine ați citit în titlu, mi-am schimbat telefonul și știți foarte bine, eu sunt genul de om care îi place să facă videouri despre ce și-a cumpărat, că să vă arăt repede acum flexing și toate alea. Nu. Eu am făcut acest video pentru că după ce ați văzut unii dintre voi ce telefon am luat, ați început să mă întrebați despre cum este, ce părere am despre el și mai ales cum este față de vechiul telefon. Ei bine, ca să vă aduc așa în temă, eu acum vreo 5 ani mi-am cumpărat OnePlus One-ul, cred că cum 5 ani, dar undeva pe acolo 4 ani, mai mult ca sigur sunt. Am cumpărat un OnePlus One, un super telefon care, sincer, și acum merge destul de bine, dar l-am cam gâdilat eu așa cu niște custom ROM-uri și cam bateria s-a dus o leacă la vale, dar ține o zi întreagă cam cât ține orice telefon average în ziua de astăzi și pot să spun că este încă un telefon destul de decent, dar în perioada în care el mergea destul de nașpa și până am reușit să-i pun un Android stabil, am folosit un Zenfone 3 Zoom. Ei bine, acum telefonul pe care eu mi l-am achiziționat să-l folosesc pentru a produce content de acum încolo pe social media, cât și pe YouTube dacă o să fie nevoie să filmez diverse vloguri când o să fiu plecat sau chestii genul acesta, până îmi voi cumpăra o cameră DSLR mai țapănă, ei bine, nu este ROG Phone 2-ul pe care l-ați tot văzut pe Instagram, în Instastory și chestii genul acesta, pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat dacă ăsta este nou meu telefon și m-am spus că nu este, este doar pentru teste, dar o să facem și video legat de el foarte, foarte curând, pentru că am niște chestii super tare de arătat legate de acest telefon, mai ales că este cel mai puternic telefon pe piață, asta dacă vă luați după Antutu. Nu, telefonul pe care eu mi l-am achiziționat este un iPhone 11 Pro. Și de aici au venit foarte multe întrebări despre cum este trecerea de la Android la iOS. Ei bine, în primul și în primul rând vreau să spun că telefonul este mult mai micuț în comparație de, în comparație cu OnePlus, în comparație cu Asus și în comparație cu ROG Phone 2. Clar este un telefon mai micuț, este puțin mai elegant, dar este cumva luat în ideea de a fi bun pentru social media, pentru că na, toată activitatea asta de YouTube se învârte în jurul social media și având camerele astea mai performante, să pot realiza niște vloguri sau niște videouri mai interesante pentru voi pe viitor, în special atunci când sunt plecat la diverse evenimente și dacă nu, chiar să-l folosim și pentru stream-uri pe Twitch sau poate și pe YouTube, cine știe. Probabil că ați observat că nu este, cum zic, telefonul gol, telefonul pe care, culoarea telefonului este verzuiul ăla închis, dar husa pe care o folosesc este o husă de la Razer. E bine, cei de la Razer m-au ajutat cu niște huse super, super tari pentru acest telefon și anume vorbesc despre Artec Pro. E bine, husa Artec Pro arată ceva în genul acesta, este foarte practică pentru disiparea căldurii, pentru a menține temperaturile normale în telefon încât să funcționeze cum trebuie, este super rezistentă și pot să-i spun că îi dă și un aer mult mai interesant și mult mai așa mai sport, dacă e să zic așa, telefonul decât designul așa mai elegant pe care l-avea înainte. Adică știți foarte bine cum arată un iPhone așa foarte simplu, cu sticla aia pe spate și sincer, de când am văzut că avea sticla aia pe spate, mi s-a făcut așa o teamă că bă, dacă îl scap, se face imediat praf și nu vreau să după aia să schimb ceva de la el. E bine, husa asta este super, super tare și normal că cei de la Razer m-au ajutat cu mai multe modele de huse. Bine, unele sunt și pentru iPhone 11 normal, așa că poate cine știe, poate facem și vreun concurs. Cine știe? Nu, urmăriți-mă pe Instagram că sigur o să aflați. Da, asta este cutia de la cea pe care o folosesc eu acum, de la Artec Pro. Vedeți, este certificată că o să reziste la căzături, are diverse specificații aici pe spate, vedeți, este compatibil cu wireless charging, adică nu vă strică treaba asta dacă vreți să vă încărcați telefonul wireless, asigură că este ventilat totul, adică aerul trece prin telefon și se trece prin telefon. Trece în așa fel încât prin husă încât să se răcească telefonul și nu îți strică accesul la rețea, că mai sunt unele huse astea super groase care îți blochează puțin din semnal și cam te deranjează atunci când le folosești și pot să spun că este și destul de confortabil în mână și chiar îmi place foarte tare designul pe care l-are husa asta. Ei bine, husa vine și pentru iPhone 11 normal, deci asta este husa pentru 11 normal, vedeți, este puțin mai măricică, bine, trebuie să o scot aici ca să vedeți oricum o să face o comparație, dar o să scoatem pe cealaltă și anume Artec Slim. Aceste huse le găsiți și pe eMAG dacă vă interesează și prețul lor este, după părerea mea, destul de accesibil și destul de worth it, adică eu folosesc deja husa de vreo săptămână aproape
și pot să spun că este una dintre cele mai mișto huse pe care le-am testat până acum pentru un telefon mobil. Pentru că ce drept, la câte telefoane am avut, am testat tot fel de huse, dar astea mi se par cele mai interesante pentru că au chestia asta așa cu răcirea și materialul pe care îl folosesc și mai ales designul ăsta așa mai sport pe care îl au. E bine, Artex Slim, după cum îl vedeți, nu oferă la fel de multă protecție, este așa mai liber încât să aveți acces mai ușor la butoane, dar după cum v-am spus, diferența de dimensiune este destul de măricică, adică 11 normal este destul de mare în comparație cu 11 Pro. Dar, cum am spus, arată destul de fain. Este de la Razer, cum probabil mulți dintre voi sunteți fani Razer, din câte am văzut și auzit. Și sigur o să vă atragă acest gen de produs. Și nu în ultimul rând, mai avem ceva de la Razer și anume o folie de protecție pentru telefon. Din nou, este pentru 11 normal. O folie super, super faină. Numai bună pentru telefon, eu am pus direct o D-Type protecție de sticlă pe telefonul ăsta încât să mă asigur că nu se va strica ecranul cât de curând posibil. Și are și un sistem de instalare destul de mișto cu un fel de cadru, fain să pune acolo, pac, pac. Se aplică folia asta foarte, foarte tare pe telefon și sincer vă recomand genul ăsta de accesorii pentru telefoanele voastre pentru că nu știi niciodată, chiar dacă tu spui că bă, o să am grijă de telefon, de o să-mi sară capacele, nu știi niciodată ce o să se întâmple, cum îți dă unul peste mână și bam, se strică totul. Și da, asta am vrut să vă arăt neapărat că cei de la Razer m-au ajutat cu niște accesorii și na, nu puteam să-i răsplătesc altfel decât printr-un video. Dar ca să revenim puțin la tematica videoului, mulți dintre voi m-ați întrebat cum este trecerea de la Android la iOS și ce părere am despre iPhone 11 Pro. E bine, în primul și în primul rând, nu a simțit o mare diferență. Eu în trecut am mai lucrat pe iOS, am lucrat la fostul loc de muncă. Știți foarte bine că am lucrat pentru un an de zile la o firmă de aplicații mobile. Am obținut ceva experiență în a utiliza iOS-ul. Nu am fost mare fan Apple până... Bine, nici acum nu pot zic că sunt mare fan, dar ideea era că nu m-a atras niciodată ideea asta de a-mi cumpăra un iPhone. Până în ultima vreme, când am văzut că toate aplicațiile astea, gen Instagram, Facebook, Twitter, TikTok-uri, toate astea, toate funcționează mult mai bine pe iOS și întregul sistem este mult mai stabil față de Android. Pentru că e ca și cum am vorbit despre console, tot ce este făcut pentru console rulează mult mai bine și totul se menține mult mai bine față de cum ar rula pe un PC, pentru că Android-ul e un fel de Windows, iar iOS-ul e un fel de nu știu cum se cheamă OS-ul de pe PlayStation, înțelegeți voi la ce mă refer aici, adică iOS este făcut specific pentru anumite componente și specific pentru anumite device-uri, pe când Android este făcut pentru ceva mai universal și vă dați seama că mereu vor fi anumite chichițe sau probleme dacă ceva nu este 100% compatibil. Și pot să vă spun că experiența n-a fost chiar așa de rea pe cât aș fi crezut, adică aș fi zis că bă, o să stau o grămadă să-mi transfer date, o să dureze o grămadă să-mi caut anumite chestii, nu o să am toate aplicațiile. Ei bine, mare parte, gen 90% din ce aveam pe telefonul de Android se regăsește și pe telefonul de iOS și pot să spun că nu am simțit lipsa vreunui feature anume sau nu a fost, să zic așa, că vai doamne, nu pot trăi fără acest feature. Mare parte pot să spun că sunt super mulțumit de telefon, adică calitatea foto este superbă, video este la fel de faină, totul cum rulează pe telefonul ăsta este perfect, adică mare parte din aplicații rulează super smooth. În special jocurile, am încercat Fortnite-ul pentru că era cel mai evident joc pe care aveam să-l testez. Am rămas surprins când am văzut că rulează la 60 FPS și rulează constant la 60 FPS și arată destul de decent, să zic așa, pentru un joc de mobile. Eu personal care nu mă omor cu jocurile de mobile și am fost iarăși super surprins de ideea cum este făcută sonorizarea de la acest telefon, adică ai difuzoarele aici și jos, dar se folosește și difuzorul de vorbit pe post de speaker. Ceea ce este destul de mișto pentru că nu vezi asta des, dar cred că acum noile telefoane vor fi în acest stil. Și din nou o chestie care vine ceva specific iPhone-ului este acest buton de silence care e puțin dubios sincer, dar mi se pare foarte practic, adică în loc să stai să dai pe setare, nu știu ce, sau
Să-ți apăsa pe un buton, plus să-i tras de o clapă și aia a fost, știi? Adică easy peasy, ai terminat cu toată nebunia asta. E bine, nu cred că am foarte multe chestii de adăugat în acest video. Adică, în afară de că sunt destul de mulțumit, îmi place felul cum se încarcă, super repede. Am achiziționat, bine, un prieten m-a ajutat și cu niște AirPod-uri. Sincer, nu prea ascult eu muzică pe drum, dar am zis, bă, nu știi niciodată când o să ai nevoie de niște căști și cam... Eu am, cum zic, am o istorie destul de nașpa cu căștile astea in-ear și cu mersul cu ele peste tot, pentru că de multe ori ajungeam să le pun în buzunar de la spate și mă așezam pe ele să se stricau imediat. Sau trăgeam foarte nașpa de jack, se rupea jack-ul. Se rupea, da, cablul de la jack. Dacă voi aveți întrebări legate de cum este cu trecerea asta, dacă mai vreți să aflați niște detalii legate despre telefon, lăsați-mi-le în comentarii. În descriere o să încerc să vă dau un link către husele astea pe care eu vi le-am prezentat mai devreme și, nu știu, cam atât, nu cred că mai am nimic altceva de adăugat. Dacă v-a plăcut acest video, mai bun, știți foarte bine ce aveți de făcut, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment, iar eu am să mă opresc aici și pentru că deja încerc să pălăvrăzesc aiurea, dar vă aștept în comentarii cu diverse întrebări sau afirmații. Ok? Ha! Pa, 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 pa!